Bună ziua! Astăzi vom face un desert. Un desert foarte gustos, da? Și delicios. Ia uitați ce am pregătit aici. Avem marshmallow, bizele americane, da? Aici am gelatină, 10 grame. Și asta e în limba poloneză, dar vă zic ce e. E jileu, da? Jileu de... Am luat așa de fine. Îmi place culoarea. Și am pus jumătate de litru de apă la fiert. Între timp noi vom pune gelatina la muiat și cu apă călduță și vom lăsa puțin. Da? Vă arăt pas cu pas cum facem. Aici am pregătit o formă unsă cu ulei deja, da? E pătrată. După care vom turna în această formă și o să facem desertul cel mai gustos pe care l-am făcut și eu vreodată. Acum vom pune gelatina în apă. Lăsăm gelatina la umflat. Așa. O să mestecăm puțin și o lăsăm aici, da? Așa. Este un desert foarte, foarte benefic pentru că are și gelatină de care corpul nostru are nevoie și foarte gustos. Câteodată te saturi de bezele astea și vrei ceva mai special, da? Puteți face oricând și în weekend și la sărbare, chiar și pentru copii, da? O să punem acest păcățel în apă și vom mesteca bine, bine. A început să fiarbă apa. Voi adăuga toată compoziția. Voi luați de care vreți, este și de kiwi și orice zmeură. O să mestecăm încet, încet, încet. După care vom adăuga gelatina. Și după care vom adăuga și bezele americane, da? Foarte ușor să facem. Vom adăuga și gelatina. La fel o să fierbem un pic. Câteva minuțele, minute, 2-3 minuțele maxim. Și acum adăugăm și bezelele. O să oprim deja focul, nu mai avem nevoie. Bezele noastre o să facă moi și o să transforme într-o masă lichidă, da? Mestecăm bine, bine. Iată ce avem noi aici. Bezele deja acum lăsăm să se răcească, nu putem să turnăm peste pelicul. Lăsăm un pic să se răcească și după care o vom turna. Poziția noastră s-a răcit și o vom turna. O lăsăm așa. Până se întărește. Și deja trecem la următorul pas.